Inspectorii de patrulare au pornit astăzi pe urmele șoferilor vitezomani. Cei mai puțin norocoși au rămas chiar și fără permis. Ținta a fost traseul Chișinău-Orhei. Asta pentru că, potrivit statisticilor, pe acest drum au loc cele mai multe accidente rutiere. Traseul Chișinău-Orhei este considerat unul din cele mai periculoase din țară. Doar de la începutul acestui an și până acum, pe această porțiune de drum s-au produs 26 de accidente rutiere, în urma cărora au decedat două persoane, iar alte 36 au suferit diferite traumatisme. Principala cauza a tragediilor fiind depășirea limitei de viteză. Domnul șofer, dumneavoastră aveți o încălcare la cameră? Aveți două încălcări la camere. Când? Pentru depășirea limitei de viteză. Domnul Ion, da. Astăzi va fi predicat permisul de conducere a dumneavoastră. Din eu iată, încălcări trebuie clarificat. Asta necătând la faptul că învelișul rutier este în stare ideală, semnalizarea rutieră, marcajul rutier, indicatoarele, toate sunt prezente, însă conducătorii noștri auto în continuare admit depășirea limitei de viteză.